comercializări și afaceri, abordând din punct de vedere PPC, SEO și mobile marketing. Despre PPC ne va vorbi Ionuț Munteanu, SEO Ela Iliești și Dan Furtopeanu despre mobile marketing. De asemenea, pentru cei mai timizi dintre voi, vă încurajez să fiți activi și să puneți întrebări, pentru că la finalul evenimentului vom împărți 4 sticle de vin celor mai activi participanți. Am citit bine, nu? Da, perfect. O să o invit pe Ela Iliești să ne vorbească despre SEO. Ea este cofondator și trainer la Rezistența Online. Rezistența Online este o echipă de trainer pasionați de online ce oferă cursuri specializate de marketing digital și SEO. De asemenea, este autoarea cărții Cum să faci o afacere online, care, după cum spune și titlul, se adresează persoanelor interesate să-și înceapă o afacere în mediul virtual. Ce vă spun. Apoi despre, o să vă arăt câteva analize și strategii care m-am gândit că o să vă fie utile dacă lucrați în domeniul ăsta sau poate o să aveți în viitor un client. Care sunt așteptările SEO pe care vă recomand să le prezentați angajatorilor pentru ca tot procesul de optimizare să meargă cât mai smooth. Smart SEO, cum putem să optimizăm optimizarea. Și niște tools and tips, varianta mea la tricks and tips, pentru că o să vă arăt uneltele pe care le folosesc de obicei, în modul în care am observat că nu le folosesc în mod normal, persoanele care mai știu de ele, nu sunt cine știe ce unelte secrete, dar am văzut că mult mai rar se folosesc așa cum o fac eu. Despre mine, mă numesc Ela Iliești, cu S de la SEO, sau de la social, sau de la soare. Sunt trainer SEO și cofondator la firma Rezistența Online. Am început firma predând cursuri SEO, pentru că la asta mă pricepeam. După care am tot extins, pentru că cei care veneau la cursurile SEO ne întrebau, dar cursuri de AdWords nu oferiți, cursuri de analytics și așa am tot crescut. Până când cei care urmau cursuri de SEO vreau să învețe și HTML și acum suntem chiar o firmă destul de mare cu 6 traineri. Cursanții noștri sunt firme mici, firme medii, firme mari. Am pus aici niște rezultate pe care le-au obținut, dar nu vreau să mă laud cu ele, pentru că până la urmă efortul a fost al lor. 99%, acel 1% i-am ajutat noi că au venit la curs și au avut încredere la ce le-am spus să facă. Cariera mea am început-o ca și junior SEO și aici am pus o poză tot de la lumea SEO PPC, de acum mulți ani, când la fel am luat microfonul, dar ca să pun o întrebare. De asta vreau să vă arăt că așa am învățat, nu întrebări, să puneți întrebări. 2011, când 2010, cred. După junior SEO am fost specialist SEO, specialist marketing digital, în diverse firme de IT, agenții de publicitate și ca freelancer. Am adus și așa un mic portofoliu, ca să vă arăt ce rezultate am avut. Asta e foarte vechi, tot așa cândva de prin 2009, când am fost eu foarte fericită și am obținut primele rezultate. Și era chiar așa un grafic unde vedeam efortul.
nu cade. Pusă că, într-adevăr, se văd niște rezultate la multe vizitatori. Apoi, ca specialist, eu am lucrat la firme mai mari. Aici am avut de-a face cu site-uri mai dificile. Dacă la Mosaic Wallpapers era o expresie nu prea căutată, aici la Paravion deja a trebuit să optimizez site pentru bilete avion, care cred că e printre cele mai căutate, 90.000 de căutări. Și ce mi s-a părut atunci foarte interesant era că între bilete avion și bilete de avion era o diferență de 70.000 de căutări. Și alte site-uri legate de turism pe care le avea în portofoliu firma Zipec. Am trecut apoi la clienți internaționali. La fel, mereu mă bucurea că se vedea o diferență. Când m-a angajat pe mine, deja începeau să sară așa un pic. Și asta mi-a dat încredere că fac lucrurile bine, că am învățat bine. Legat de procesul de învățare, asta am venit și la lume să o petece. Eu tot căutam cursuri, dar atunci când scriam pe Google cursuri SEO, apărea doar un site inactiv. Așa că a trebuit să învăț la modul mai dificil. Tot citind, după aia testând să văd dacă merge. Astăzi o să vă zic lucrurile care știu sigur că funcționează. Adică astea m-au ajutat atâția ani de zile, deja 7-8 ani, să obțin rezultate. Și apoi am lucrat în agenții, pentru că nu pot să prind clienți ca McDonald's, ca freelancer. Și am văzut cum se face marketing și la ei, cum arată un manual de brand, cum e procesul într-o corporație, să zic așa, atunci când vrei să faci o campanie pe online. Și cred că Alpha Bank e cam singura firmă unde, sau singura campanie care are așa legătură foarte directă cu zona aceasta. Dar SEO în general nu e mult mai diferit. O să vedeți, sunt niște lucruri de bază care se aplică în orice domeniu, bineînțeles cu unele probleme și soluții specifice. Și cu asta mi-am încheiat prezentarea și intrăm în câine. De aici am început și eu analiza domeniului. Cele mai căutate lucruri din zona asigurări finanțe, numele băncilor. V-am lăsat lucrurile astea aici ca să nu faceți voi. Am încercat să scurtez așa un pic procesul. Și, de fapt, la ce m-am uitat a fost să văd ce e interesant, despre ce o să vă pot vorbi mai interesant legat de căutările astea și de pozițiile site-urilor. Interesant mi s-a părut RCA ieftin, care are mai multe căutări decât Fideus Bank. RCA și credit nevoi personale. Așa că m-am uitat mai departe care sunt site-urile care se poziționează cel mai bine pentru expresiile astea grele. Pe partea de RCA ieftin ies primele două site-uri niște MD-uri, Exact Match Domain. Asta pentru că există mitul ăsta că nu mai merg MD-urile, am vrut să subliniez că merg. Aici sunt multe site-uri care oferă calculatoare de RCA. Deci au niște funcții utile și în funcție de care au obținut mai multe link-uri și care... Putem să te întrerupem, să punem întrebări sau putem... Cine ești? Nu, la sfârșit, bine. Nu, e așa tot obișnuiești. Ok. Eu cred că nu o să mai țineți minte până atunci, de asta zic acum. Stai liniștită, că țin. Iar pe partea de credit nevoi personale, am găsit ceva interesant. Conso.ro, care este un site, nici nu pot să zic o comunitate, pe care se găsesc informații despre credite. Să vorbim noi de Banca Transilvania. Ce mai avem aici? Da, bravo Banca Transilvania! N-am ales să vorbesc despre bancar, pentru că a fost o prezentare excelentă, ținută de Horia Neagu, acum mai mulți ani, pe care v-am trecut aici pentru că vă recomand. A făcut și așa o paralelă cu popularitatea Lady Gaga, ceva mai inovativ. Și ce o să vedeți, există și înregistrarea video pe lângă prezentarea asta, e că inclusiv primul lucru pe care îl spune el și la care m-am gândit și eu a fost comunitate.
Dacă el a vorbit în general despre comunitatea Lady Gaga, cum s-a format, forumuri, site-uri anume pentru Little Monster și ei, eu am zis că vorbesc de lucruri, zic mai la subiectă și la el era mai la subiectă, lucruri strategii, ce puteți face concret. Și comunitate pentru mine înseamnă în primul rând afiliații, pentru că la rândul meu sunt afiliat și știu cu cât interes recomand anumite produse atunci când vreau să câștig comisiune. De asta, primul lucru pe care l-aș recomanda pentru SEO financiar este aderarea sau crearea unei rețele de afiliere. Pentru că o să vă aducă mii de angajați, de evangeliști. O să aducă pe partea de SEO foarte mult trafic. Conținutul nu va mai trebui să fie creat de voi, va fi creat de afiliați și de urmăritorii lor care vor comenta la acele articole. Se va menționa brandul pe toate acele bloguri care vă sunt afiliate. Iar mențiunile brandului contează și mai mult, acum în urma update-ului din luna mai, destul de secret. Și bineînțeles, link-uri. Le-am trecut ultimele însă pentru că dacă sunteți într-o rețea de afiliere, nu vă ajută atât de mult cât dacă aveți o rețea proprie. Iar ca exemplu de rețea proprie, îi recomand pe cei de la F64 ca și model să vedeți cum au creat ei link-urile, astfel încât să-i ajute la SEO. V-am spus cât de bună e afilierea. E, în toate, sau în ciuda acestui lucru, în rețelele acestea de afiliere, două parale și profit share, care n-am știut că sponsorizează evenimentul, dar e interesant, am găsit destul de puține firme care sunt acolo. Providentul, Viva, Finzun, Card Avantaj, le vedeți. Deci că cei din sală citesc mai repede decât trainerul de astea. O să vă las pe voi să citiți. Iar la asigurări, și mai puține. Acestea sunt în două parale și aceasta e în profit share. Deci foarte puțin profită de avantajul major pe care îl aduc comunitățile. Cum vă spuneam, mii de angajați și de evangheliști, persoane care o să vă promoveze în sistem. Pentru cei care au, și am văzut că există un profit share, rețea de, adică, campanii de promovare, cum facem să promovăm mai bine programul de afiliere? Și aici m-am gândit ca afiliat. Ce se întâmplă e că de multe ori eu nici nu știu că există o anumită firmă înscrisă în programul de afiliere. Pentru că în afară de un mesaj standard pe care îl primit și chiar un mesaj de grup, adică nu anume s-a înscris firma X, de acum o poți promova, nu prea există mesaje care să te informeze. Vezi că a apărut în rețeaua noastră șansa asta. Și atunci ce aș face? Ei m-aș targeta pe mine prin social media, încerca să-i targetați pe cei care au dat like la două parale, la profit share, ca să ajungeți la ei și să știe că sunteți în rețeaua lor. Trimiteți mesaje prin rețeaua de afiliere, prin care la fel se informați. Cred că mesajele acestea se plătesc, de asta nu se prea practică. Dar vorbim de asigurări și finanțe, deci ar trebui să existe buget aici pentru asta. Și mergeți la evenimentele de întâlnire cu afiliații, chiar așa cum ziceți, dating cu afiliații, unde încercați să, în primul rând, o să vă faceți cunoscuți, deci cei care n-au auzit de voi acum o să știe că sunteți în rețea, și apoi puteți convinge, pentru că sunt site-uri care se fac în jurul unui anumit tip de produs și al unui brand. Și atunci e bine să-i convingeți de ce să vă aleagă pe voi și pe alții. Ce mai putem face pentru rezultate mai bune din afiliere? Îmbunătățirea programului. Landing page care să convingă înscrierea, nu apelul telefonic. Pentru că poate se știe asta, dar în momentul în care cel pe care l-ai primit lead-ul, care ar trebui de fapt să fie lead, pune mâna pe telefon și sună, a ieșit din
canalul ăsta unde puteai urmări ce face, ce cumpără și e dezavantajos pentru afiliat. Deci eu nu aș promova un site care clar își atrage toți clienții spre telefon. Cum reușesc afiliații să vă aducă multe lead-uri? Și ce mai vreau să zic aici e că, în ciuda faptului că sunt destul de puține campanii din acestea pe zona financiară asigurări, totuși, dacă vă uitați la real-time două parale, o să vedeți. Deci sunt magazine copii, cărți, comision generat pe zona financiară, iarăși. Magazine copii, ce mai sunt, mobilă, decorațiuni, iarăși financiar. Deși ca afiliat, eu zic că merge foarte bine afilierea. Și atunci, ce am făcut eu când m-am hotărât să devin afiliat pe zona asta, a fost să verific ce tip de site-uri aduc lead-uri. Iar dacă aș lucra în cadrul unei bănci sau în cadrul unei firme de asigurări, aș face asta pentru angajatorul meu. M-aș uita să văd ce comunități aduc lead-uri. De ce să nu le avem noi in-house? Și aici am dat exemplu iarăși Consum. Care nu știu, poate voi știți dacă e afiliat cu... Nu. Deci nu e afiliat, e un site care bănuiesc eu că face destul de mulți bani din partea asta de afiliere. Vânzarea alternativă pentru bănci Consum, chiar, adică chiar site-ul ăsta este un portal comparativ cu produse de asigurări bancare, pentru că el câștigă prin faptul că lead-urile pe care le generează reprezintă pentru site-ul așa mai probabil canalul alternativ de vânzare. Dar nu e afiliat, nu? Cu banca mea, e comparator, da, poate, într-adevăr, poate s-a gândit cineva și a făcut să pară o platformă independentă. Nu cred că e afiliat, nu știu. Instalat Kissmetrics pentru urmărire individuală. Kissmetrics e următorul pas după Analytics. Ceea ce nu oferă Analytics, oferă Kissmetrics, care îți permite să vezi la nivel individual. Persoana care a intrat de pe blogul în care promova ca metodă de afiliere, a intrat pe site-ul tău, s-a înscris ca lead și apoi ți-a luat un credit, chiar dacă telefonic, datele, e ca un fel de CRM. Adică poate inclusiv persoana care a primit apelul să recunoască numărul de telefon introdus în formularul de abonare și poți să vezi apoi cu ajutorul lui care sunt acele comunități, acele surse care nu doar că ți-au adus trafic, dar ți-au adus într-adevăr clienți, care ți-au adus clienții buni plătitori și care ți-au adus clienții răi plătitori. Poți să vezi foarte detaliat informații care, din experiență, am văzut că sunt cerute de cei care au site-uri în care investesc destul de mult. Educă și influențează. Aici am văzut un text din articolul lui Marius Sescu despre Provident. Ce se întâmplase e că fusese invitat la o discuție cu cei de la Provident, pentru că scrisese un articol despre brandurile negative din România și Provident era printre cele menționate. E, și articolul ăsta, dacă îl citești, eu vă garantez că vă schimb un pic părerea despre Provident. Pentru că ce zic? În bine sau în rău? În bine, cred eu. Mie cel puțin așa, pentru că am aflat că majoritatea agenților sunt femei. Deci, clar, dintr-o dată, imaginea bătăușului Provident s-a îndepărtat. Ai și femeile, și bătăușii. Dar și informații despre cât poți să împrumuți, lucruri pe care, cum cred că o să se vadă aici, au dat o încredere mai mare bloggerului decât agenților. Îl întreabă cineva, agentul mi-a spus că trebuie să plătesc atât, așa e? De asta, recomandarea mea este să găsiți acei bloggeri care ori au scris negativ în trecut, dar Marius Sescu cred că e un băiat de treabă și a fost de acord, dispus să schimbe părerea, să se informeze. Sau mai bine, acei blogeri care se potrivesc cu oarecum segmentului vostru sunt Peniuradu, cred că, sau nu, Dubuvâradu, nu știu cum se citește. Pe el îl mai văd așa, pe domeniul ăsta serios.
și să educându-l pe el, o să schimbați, să zic eu, părerea multor oameni care îl citesc. Un alt lucru important pe zona asta, îl văd imaginea pozitivă a brandului. Se leagă cu ce am discutat un pic mai devreme. Iar din punct de vedere SEO, ce e util de știut e că putem îngropa feedback-ul negativ. Și am trecut aici și cum. În prima pagină Google, până la urmă are acele 10 rezultate organice plus alte lucruri. Și acele 10 rezultate, până la urmă, pot fi modificate. Asta înseamnă, de fapt, rezultate SEO. Cum le putem modifica și cum am văzut că au reușit, la fel cei de la Provident, Feratum, au fost să, prin PR, prin interviuri și inițiative care au reușit să urce înainte articolelor negative. Oferă platformele de discuție, sau de fapt aș rămâne un pic aici. Nu știu dacă au făcut asta, dar dacă eu aș fi lucrat ca și marketer digital pentru cei de la Provident, le-aș fi spus, în momentul în care Marius și-a schimbat părerea, dacă pagina lui era foarte sus, pagina care zicea de brand negativ Provident, i-aș fi făcut așa o recomandare, dacă ar fi de acord, să treacă acolo un nou index, să dispară din rezultate, acum că nu mai are aceeași părere negativă. Am făcut asta, dar pentru o actriță, Fernanda Romero, care fusese prinsă că a avut o căsătorie ilegală pentru a obține cetățenia. Și atunci când îi căutai numele pe Google, în loc să apară filmele care jucase și jucase cu Jessica Alba, cu personaje așa mai cunoscute în industrie, totuși apăreau numai știrile despre căsătoria ei. Și m-a angajat pe șeful meu de atunci să lucrăm la managementul reputației online și asta am făcut. Acolo unde s-a putut, am reușit să deindexăm acele site-uri care publicau știrea și ca să se deindexeze rapid, luam legătura și îi învățam pe cei care aveau site-ul să intre în Google Webmaster Tools și să folosească acel remove URL ca să dispară mult mai rapid din rezultate. Și care era beneficiul? Pierdeau trafic dacă nu afișau aceeași știri. A zis că primul întrebări la final, pe zi. Eu am notat întrebări. Unii au fost de acord pentru că s-au speriat de procesul de defăimare. Alții nu au fost de acord. Au fost plătiți. Procesul de defăimare. Da, îi amința legal. O să ia niște măsuri. Alții nu au vrut. De la ziarele mari, care au și proprii avocați, probabil, nu s-au stat. În cazul ăsta, da. Dar asta e varianta mai frumoasă. Un interviu cu inițiative, adică scoate frumos în față ca să se ducă urât în jos. O altă recomandare, de data asta, pentru a controla feedback-ul negativ în viitor. Creați platforme de discuții pe care să le controlați. Am discutat cu cineva de la Provident, chiar cu managerul de marketing, și am zis lucrul ăsta. Și reacția a fost, dar nu ne-i frică să apărăm în social media, în forumuri, nu vrem discuții despre noi. Părerea mea e că asta e o teamă destul de comună. Dar nu e mai rău ca discuțiile alea care, oricum, omul o să vrea să spună părerea, să aibă loc în comunități pe care nu le controlezi, într-una pe care o controlezi, poate ca aceea pe care am văzut-o mai devreme. Să pară o platformă independentă în care o să poți controla cu robot texte ce pagină vrei să apară în rezultatele pe Google și ce pagini nu. Același lucru îl recomand și pentru YouTube, mai ales că acolo se strâng așa haterii, nu știu de ce. Și mai bine pui niște clipuri pe YouTube care să pară independente și unde o să poți să ștergi comentariile negative sau să le ascunzi. Persoana respectivă nici să nu știe că nu se mai vede comentariul. El îl vede când intră. Nu sunt prea etice, nu? Ok, ne concentrăm pe ce putem face mai bine. Trebuie să schimbăm discuția. Cei de la Provident au făcut providentiști.
ca numele brandului să înceapă să fie asociat cu alte lucruri. Și ce au vrut ei să facă prin clipul ăsta destul de amuzant, e să spuneau că foarte multă lume îi sună și îi întreabă de cât costă implanturile și alte servicii din astea dentare. Și vreau să scoată în evidență că chiar dacă îi cheamă provident, nu sunt dentiști. Dar aduc un zâmbet pe buzele clienților. Schimbă discuția. Dar vorbește și despre elefantul din cameră. Asta mi-a plăcut, faptul că s-au dus la Marius. I-au zis, am văzut că ai impresia asta, hai să te ajutăm să afli mai multe despre noi. Și ce, dacă o să citiți articolul, o să vedeți că i-au arătat analize și studii care contraziceau exact ce preconcepție avea el. De ce provident, părțile pozitive, cine sunt agenții, standard, exemple, lucrurile care se găsesc în articol. Și schimbă modul în care este perceput brand. Cum este el? Într-un fel ei se bat. Se bat cu băncile, se bat cu alte firme și atunci e bine să ales prin ce ești tu superior. Aici am scris foarte multe lucruri. Cred că n-are rost să le citesc sau... Mai bine vă spun așa pe scurt. Cred că un CEO, atunci când se angajează la o firmă din aceasta, din domeniul financiar, trebuie să știe, așa cum povestea și Horia, de fapt, în prezentarea lui, el fiind atunci CEO la BCR, să se aștepte la un mediu mult mai dificil decât într-o firmă de IT, unde programatorul e lângă tine, social media specialist e lângă tine, totul merge foarte repede. Și atunci, încă de la interviu de angajare, eu asta aș recomanda, să faceți cunoscut faptul că un CEO vrea să vadă rezultate. Pentru asta e el acolo, nu? Adică eu așa consider că ar trebui să fie o prioritate și atunci să-și arate pretențiile, să zic așa. Să spună, vreau să mi se comunic, să pot comunica și să mi se comunice informații, vreau buget, vreau autoritate sau echipă dedicată, autoritate însemnând să pot să-i pun eu mâna pe telefon și să sunt programator și să-i zic că avem nevoie de asta, să nu trebuiască să trec așa printr-un proces din ăla lung, birocratic. Și la ce mă mai poate ajuta persoana de marketing, managerul? Atunci când se gândește la niște parteneriate, vreau să cunoască ce tip de site-uri m-ar ajuta din punct de vedere SEO. Cu cine să fac acele parteneriate? Atunci când dă un banner, dacă nu-l dau eu, să știe să-i adauge un link urmărit. Să știe că dacă nu este above default reclama, asta mă poate afecta, poate produce rezultate negative SEO. Și de faptul că probabil munca de SEO nu o să se transpună doar în ce se întâmplă online și dacă poate să îmi ofere informații despre ce se mai schimbă după anumite campanii. De la social media, așteptarea e să, atunci când se postează clipuri pe social media, să se înglobeze cuvintele cheie. Dacă e clar că vrem să ne poziționăm pentru credit nevoi personale, să se creeze clipuri pe YouTube care să aibă link spre pagina noastră de credit nevoi personale, care în titlu și în descriere să aibă cuvintele cheie. PR-ul prin acele comunicate de presă, nu vreau să, ca SEO, vreau de fiecare când se publică un comunicat de presă să câștig link-uri, pentru că mai ales atunci când ai o rețea mare de persoane, de site-uri pe care va fi publicat, asta înseamnă multe link-uri câștigate. Designerul, vreau ca să îmi optimizeze designul paginii, astfel încât eu când aduc vizitatorii pe site, ei să nu iasă imediat pentru că nu le place sau nu găsesc ușor informația de care au nevoie. Și să mă ajute cu infografice. Asta e un lucru pe care îl menționez pentru că am văzut că e mai puțin cunoscut. Faptul că rolul designerului e și de a construi link-uri într-un fel, te poate ajuta. Iar la programator sunt atât de multe lucruri de spus că am zis mai bine să fac trimitere la Moz Cheat Sheet. Cum facem SEO deștept? Cum consider eu că îi ajut pe angajatori? E atunci când
îmi arată în AdWords ce cuvinte cheie costă cel mai mult și în felul ăsta pot să-mi dau și eu seama care e prioritatea la optimizarea paginilor. Dacă nu ai acces la contul de Google AdWords, folosim unealta Spyfull. Aflăm din Analytics ce tip de conținut aduce lead-uri, ca să știm ce fel de conținut să mai creăm pe site. Și aflăm din AdWords ce cuvinte cheie noi aduc convers, acele search terms care sunt mai greu de găsit pentru cineva care nu cunoaște AdWords. Niște recomandări mai generale puțin, ca și SEO, Smart SEO, eu îl consider atunci când nu perpetuezi mituri, când testezi sau încerci să afli câtă veridicitate are ceva ce se tot vehiculează în industrie. De exemplu, algoritmul Google nu este public. Asta e personală, deja de fiecare dată când o aud, pentru că Google își publică patentele chiar pe pagina Google Patents. E foarte simplu. Intri, cauți Google și găsești patentele Google. Acum, că nu stai tu să le iei la mână, e altceva. Dar există cei care le iau și le citesc, le studiază și îți fac rezumat. Ca Bill Slavski de la SEO by the Sea. Asta nu înseamnă că toate se întâmplă. Adică toate patentele Google nu sunt implementate. Unele sunt cumpărate doar ca patent, nu? Cum am, ce-am văzut eu că se întâmplă? De exemplu, au fost niște schimbări acum în luna mai, destul de că au afectat destul de multe site-uri și, în general, webmasterii scriu la search engine sau alte site-uri în astea de nișă și zic ce se întâmplă, ce update a avut loc. Intri pe Moz la Google Updates și nu vezi nimic, nu vezi să fie avut loc ceva. Și atunci intri la Bill Slavski și vezi. Persoana X de la Google care s-a ocupat și de Panda a introdus un patent nou. Și acolo am văzut exact de ce s-a făcut modificările. Deci nu cred că, într-adevăr, toate funcționează, dar atunci când Google cumpără un site sau când patentează ceva, e, zic eu, mai mult ca sigur că face ceva în sensul ăla. Poate nu acum patentitor, cum a fost la microformatare, care nici acum nu e în România bine introdusă. Microformatarea fiind îmbunătățirea sau o mai bună explicare a codului site-ului. Mai bine despre microformatare. Adică spune ca să înțelegem, nu știm tot. Da. Deci microformatarea înseamnă să iei un cod care de obicei se scrie sub forma, să zicem, la pagina de contact. Strada nu știu care, numărul nu știu care, 07 nu știu ce. Omul când vede informația asta știe. Aia e o adresă, ăla e un număr de telefon. Dar Google nu înțelege. Și ca să-ți poată arăta informațiile astea în pagina de rezultate, trebuie să microformatezi textul. Adică să-l explici și eu vă recomand schema.org, secțiunea schemas, pentru că acolo arată exemple pentru orice, dacă ai un eveniment, dacă ai o afacere locală, dacă vrei așa ca autor de articole să microformatezi texte, acolo sunt exemple foarte, foarte detaliate. Eu cred că principala problemă la microformatare este arhitectura informației. Foarte multe site-uri nu au bine definită și atunci e foarte greu să implementezi schema. Da, dacă implementezi măcar aia peste rupii cu ratingul, e măcar cel puțin suficient. Adică măcar contactul să faci. Măcar, exact, da. Adică, na, într-adevăr, restul, da, asta e... Se poate și să fi văzut în rezultatele Google tot felul de lucruri așa neobișnuite. De exemplu, direct căsuța de căutare din site să apară pe pagina de rezultate Google. Aia e microformatare. E clar că se mică, adică în momentul în care site-ul tău ocupă o treime din pagină și vine și în ajutor, cel puțin pentru microformatarea produselor, codului de pe paginile de produse, există site anume, unde introduci textul obișnuit, titlul produsului, descrierea, etc. și îți dă într-o căsuță textul deja microformatat. Poți să spui că și în Webmaster Tools există un tool cu care poți să-ți faci tot o structurare de date, oarecum vizuală, nu se concretizează modificări de cod, dar tot îi spui lui Google care este structura de informații. Da, le ajută să înțeleagă mai bine, sigur. Sper că o să se audă și comentariile din sală, la înregistrare. Deci există și în Google Webmaster Tools un loc unde poți explica la fel conținutul site-ului. Alte mituri, ca IMD nu mai e important, și de asta menționam la început, RCA e ieftin.
rca-ieftin.ro, rca-ieftin.com sunt primele pentru expresii foarte grele. Ok, poți termina că dacă am întrebat un altul. Nu, dar am și o întrebare legat de PMB și PMD. Eu am înțeles, așa, na, eu sunt ușor profan în zona de search engine optimization, na, lucrurile care au fost, dar acum încep să mă depărtez de domeniu. La nivel de specialist și atunci pierdem contactul direct cu elemente. Dar am înțeles, interpretarea mea legat de EMD și PMD a fost așa. Mai dau și eu exemplu ăsta în situație în care am de explicat și atunci aș vrea să actualizez și la anumite informații. Am înțeles că RCA ieftin, ca și exemplu, motivul pentru care RCA ieftin are, într-adevăr, funcționează, este pentru că el ar fi oarecum consacrat în formula RCA ieftin ca fiind un brand. Adică, chiar dacă el este exact match domain, da? RCA ieftin cu surul lângă altul a fost de atâtea ori folosit în contextul în care RCA ieftin reprezenta brandul la nivel semantic, încât ăsta e motivul pentru care are valoare. Nu pentru că EMB-ul ar conta în continuare. Și acum poate Vertify mă ajută un pic să explice. Da, așa că ești la curent. Da. Da. Și de, asta e înțelegerea mea și voiam să o aduc în discuție să neapărat să o dezbate, că nu știu dacă e dezbătut, dar mai degrabă să-mi spui dacă cred că are, aici da. Cred că... Da, e o explicație bună și partea cealaltă, de cum o văd eu, e faptul că Google, fiind o expresie consacrată, a înțeles perfect despre ce e vorba. S-au făcut atâtea legături între ceea ce a căutat oamenii pe Google și site-ul pe care a intrat, încât el acum știe clar că rca-ieftin.ro trebuie să conducă la... Perfect. Tocmai de aia spun că în cazul altor situații, nu știu, șosețele de damă.ro, mă gândesc că șosețele de damă.ro o să fie nu neapărat penalizat, dar cred că nepunctat, nu? Decât nu mai contează. Nu mai are valoare semnalul ăsta, nu? Nu cred că ai recomandat acum cuiva care își începe un site să înceapă cu un MD, nu? Ba da. Mai ales dacă e primul site. Clar MD. De ce? Pentru că, de fapt, eu nici nu recomand să se înceapă prin site-uri, ci cu blog-uri. Nici de ce să fie primul site? Al cui? Da. Business. Primul site, cum văd eu, aici e o discuție foarte lungă, dar cum văd eu e că site-ul, mai ales cel de început, trebuie să fie dintr-o nișă de interes pentru tine, ca să poți să produci suficient conținut, să poți să continui până când o să începi să vezi rezultate și să-ți dai seama dacă ceva funcționează sau nu. Ei, și în momentul în care mergi pe ceva de interes, e clar ceva de nișă. Pentru că ceva de interes care nu e hobby, nu-l văd ca pe un brand de la început. Iar în momentul în care se formează brandul, și noi am început cursuri minus SEO.ro, rezistența online a venit după. După ce am știut că vrem să facem, vrem să creștem. La întrebare era cum vorbești? Dau.ro sau cu happysocks.ro? Bine, happysocks.ro, e o diferență. E Socks scris S-O-C-S. Și happy că e pui. Pe totul la final se transformă în trafic de brand. Orice efort pe care îl faci, transformă în trafic de brand. Sau așa ar trebui să transformi în trafic de brand. Și de-aia cred că... Eu te întreb altfel, dacă totuși pe Google... Super dezbaterea asta, e lungă, da. Mă gândesc câte expresii sunt atât de noi, încât Google să nu fi făcut deja niște legături, să nu înțeleagă că expresia aia și domeniul ăla au o legătură și că domeniul ăla meritarea ta mai sus. Păi tocmai, asta e tocmai ce vrem să combatem. Adică identitatea ar trebui să fie unică prin sensul ei, nu? Și atunci ar trebui să fie ceva care nu a mai fost. Dar să creăm asocierea între semantică și brandul respectiv, că practic asta este ceea ce încercăm să facem, să atribuim valoare semantică unei reprezentări care e complet unică. Da, cred că întrebarea e, vrei varianta în care construiești ceva de la zero sau vrei varianta mai ușoară? Și eu mereu recomand, mai ales pentru primele site-uri, varianta mai ușoară. Cam asta e. Păi bine, și după aceea, acum apare încă 5 site-uri care fac același lucru. Cu liniuță-liniuță. Cu liniuță-liniuță, da. Adică chiar dacă bag banii în Google AdWords, după aceea nu mai știu de mă întorc. Că toți erau... Da, ar fi... Gândește-te cum a pornit RCA ieftin. Acum 100 de ani, am început. Da, era un teren virgin. Dar RCA ieftin. Nu, 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 nu
Nu, vreau să spun că nu era înghesuială pe trafic. Da, bă, nu, pe, expresia, pe expresia respectivă nu era așa înghesuială încât el a prins exact ceea ce nu exista în piață. Da, și așa l-a transformat în brand. Dar am înțeles că în 2009 EMD-urile și PMD-urile au fost o problemă. Adică Valentin a început mult înainte pe CEFI și după aia și popularizarea prin BTL cu afișele alea, cum spunea, caută pe cea ieftin ca să contribuie la brand. Adică el a făcut, deci exemplul ăla e un exemplu, într-adevăr, un study case, fără doar și poate, dar nu cred, adică... L-a transformat în brand. L-a transformat în brand și atunci dacă l-a transformat în brand, tu vei scrie acolo Banca Transilvania. Era complet același lucru. Adică Banca Transilvania, sigur, bancă, este Banca Transilvania cu grune, e pașul unui ești numit. E PMD, nu? Pentru că e bancă. Că bancă nu poate, adică dacă e Banca Transilvania, sigur, atribuirea de bancă la Transilvania, Transilvania la bancă, face ca ea să fie unică. E doar o singură Banca Transilvania, nu? Dar ei e PMD în sine, nu? E ca șosețele, dar nu să zici șosețele de damă, e șosețele Transilvania. Da. Dacă calitate e ok. Da. Șosețele de calitate. Unde carbon, carbon, Banca Transilvania, nu? La șosețele, da. La șosețele, da. Și atunci... Mie e greu mie să înțeleg. Când vă e greu, faceți un studiu, faceți un test. Eu am cam 30-40 de bloguri, majoritatea M&D și care se poziționează foarte rapid, cu puțin conținut, articole de 2 ori pe lună maxim. Și consider că M&D mă ajută. Da, dar nu e o bătaie pe termen foarte scurt. Nu e un câștig pe termen scurt. Cât de înghesuită e nișa. Da, am înțeles. Că dacă pe nișa aia nu sunt mulți, da. Dacă sunt mulți, nu mai merge. Acum nu o să mă bat pe cuvinte foarte generale, tocmai vorbim de nișă. Ai cu ochi. Deci asta m-a obsedat de toată cariera, nu știu ce ce. Pe ochi. Să le fi întrebat pe eu cu Google pe ochi. Asta a fost o solicitare. Pe ochi cu ei. Pe ochi, asta era perla. Ochi. Da, nu cred că reușim să dezbatem și să concluzăm amar. Scuze, da. Dar e interesant, dar și e de studiat, văzut. Dacă pot să întreb mai departe. Hai să fac un întrebare înainte să treci, ca să zic că nu am plăcut niciodată, am început. Conținutul nu vom mai trebui să-l faceți voi, îl vor face afiliații. Sigur, va trebui să faceți în continuare conținut, dar mă gândesc că afiliații vor contribui cu conținutul construit tocmai pentru că există interes pentru... Asta v-am dat să clarific. Nu că, adică să nu înțeleagă cineva că gata, dacă ai afiliat, nu mai ai. Nu, din contră, chiar dacă ai afiliat, chiar dacă se creează foarte mult conținut de către ei, tot cred că trebuie să le dai și informații. De exemplu, văd că multe magazine online de electronice nu informează sau, mă rog, nu insistă pe faptul că nu trebuie să copieze descrierea de pe site-ul lor, pentru că ar putea să aibă probleme de conținut duplicat sau... și cred că atunci când ai niște afiliați, e bine să creezi niște conținut, măcar să informezi în legătură cu niște lucruri. Și partea finală de tools and tips. Uber Suggest, îl folosesc mulți oameni din sală? Aproape nimeni, bun, mă bucur. Nu, eu n-am o putere de dimineața, dar... Nu m-aș putere, dar știam de. Mă ajută să fac o analiză a cuvintelor, e foarte rapid, deci în 10 minute intri aici, scrii cuvântul general, Romanian Web și îți arată o listă, eu aici v-am arătat doar o primă parte, a tot ce sugerează Google atunci când se caută cuvinte pe Google. Când se caută asigurări, apar cuvintele astea. Când se caută asigurări spațiu, vă arată alte cuvinte, asigurări și litera, alte cuvinte. După care voi le selectați pe cele care vă interesează, vă duceți cu ele în keyword planner și, dintr-o dată, toate cuvintele fie importante analizate. Pe Moz, Open Site Explorer, toată lumea îl folosește, în special în partea care se deschide automat, cea de inbound links.
Dar ce vreau eu să vă spun e să nu uitați să verificați și partea de top pages pentru SEO. E important pentru că puteți descoperi care din paginile competitorilor voștri au page authority cel mai mare. De multe ori vor fi pagini care au conținut util sau interesant pentru segmentul țintă. Și atunci puteți descoperi niște oportunități pe care voi le-ați ratat. De exemplu aici, Feratum, întrebări frecvente. Una din paginile cele mai vizitate. Pe partea de promovare locală, georanker, care sunt băieți de România, nu? Foarte util aici, la Forți, pe aici. Se dă click aici, se deschid cities sau country și poți să vezi expresiile care te interesează pe tine, ce pagini ies pentru ele în Iași, Constanța, București, orașele care te interesează. Trebuie să mai zic eu aici ceva, ca să înțeleagă toată lumea. În anumite locații, în funcție de... Să pot afișa diferite rezultate în motor de căutare. În funcție de data center la care se face cinerea, în funcție de locații de IP, de limbă, de... Ai cumpărat așa... Nu știu acum dacă mai dat toată de informație, dar... Este, da. Așa? Am pornit un pic de la premisa că se știe. Se știe, da. Că și de acasă și de la calculator vezi rezultate diferite, dar din alte orașe. Și aici am vrut să arăt că în Iași există un site din Moldova care se poziționează foarte bine pe Google. Și putem învăța și din succesul lor, adică cum au reușit. Dacă sunteți genul care analizează competiție. Și o v-aș recomanda să fiți. Și Backlink Watch, care e tot așa un site extrem de vechi, plin de reclame, le-am scos eu aici ca să apară un pic mai clar și tot e aglomerat. Dar e foarte bun, în special aici, pe coloana asta, unde arată outbound links, adică acea pagină care vă trimite vouă link spre site-ul vostru, spre câte alte pagini a pus link. În momentul în care găsiți, faceți analiza site-ului vostru și găsiți aici OBL, cât e recomandat să fie pe o pagină Google, pe o pagină de către Google, 100-150 de linkuri. În momentul în care vezi 1000-1500 de linkuri, site-ul ăla e ca o fermă de linkuri și poți fi penalizat. Deci OBL la nivel de pagină sau la nivel de site? La nivel de pagină, Google recomandă să nu fie mai mult de 100 de pagini. E un termen... Da. Iar tool-ul acesta arată pagina care îți dă ție link spre câte alte mai pune link. Deci care este numărul de link-uri ale acelei pagini. Și în momentul în care... La nivel de URL, nu? Da, de pagină, de URL, de pagină web. Deci nu întreg site-ul. Dacă o pagină web are 1500 de link-uri, în majoritatea cazurilor e un director care e... acolo, fără niciun fel de captcha și s-au tot aglomerat link-urile în el și mai bine cauți să te scoți de acolo. Cum e altă poveste. Și mai există partea care nu se vede aici, cea de nofollow. Dacă vreți să discutăm despre nofollow, dacă nu, eu mă apropii de sfârșit de asta, sunt întrebări. Cine îmi pune o întrebare, poate să primească cartea. Dacă va fi o singură întrebare, atunci se știe. Simplă, complicată? Oricum, da, e clar. Să mai mult cartea, știi? Dorești mai mult cartea. E vorba de cartea mea. M-am și poziționat aici, că e cam vorba tot despre asta. Da. Am zis că la început ai spus că prin o strategie de SEO, sau ce să așa am zis că e foarte bine să bazezi pe afiliați. Și vreau că sunt foarte multe beneficii, dar nu știu la timp de vedere SEO. În vederea creșterii comunității, da, le văd. Bineînțeles. Da. Dar link-urile de profiți, de toate, astea sunt discounturi de Google, adică nu sunt, nu poți să te bazezi. Da. De asta, dacă mai ții minte, link-urile erau puncte chiar la final. Pentru că te ajută în alte feluri. Traficul, mențiunea de brand, care contează, conținutul... Vreau să știu doar de link-uri, că eram în textul strategiei de SEO.
face o campanie de SEO, adică separat, pe lângă că sunt afiliați, decât să te duci să cumperi la... să apăși, că tot pe zi e pe aici, nu trebuie să cumperi de la... Nu trebuie să cumperi pe loc. Deci, decât să, Doamne ferește, să faci chestia asta, vorbești cu ei și... Într-un fel, și asta am învățat încă de la Paravion, în momentul în care ajungi un brand mare, nu mai merge promovarea pe care o faci la site-urile mici. Nu știu dacă mai comentează cineva pe bloguri sau... Și atunci afilierea vine, suplinește și chiar ajută mult.